Fată de 13 ani a murit după ce a fost lovită pe o trecere de pietoni din Târgoviște. La volan se afla un tânăr doar cu 9 ani mai mare. Impactul a fost atât de puternic încât victima a fost proiectată la 20 de metri de la locul accidentului. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Sunt strigătele disperate ale părinților care implorau medicii să le salveze copilul. 35 de minute au încercat salvatorii de pe ambulanță să resusciteze fata de numai 13 ani. Eforturile lor au fost însă zadarnice. Când am ajuns la locul accidentului, victima era proiectată la câțiva metri distanță de trecerea de pietoni. Avea o plagă mare în regiunea scalpului, regiunea frontoparietală. Și avea încă activitate electrică a inimii. Inima nu mai bătea, dar exista încă activitate electrică a ei. În ambulanță am mai descoperit fracturi pe membrele inferioare, fracturi la mână și probabil ceva leziuni interne, deoarece era foarte, foarte palidă. Din primele informații, șoferul care a provocat accidentul nici măcar nu a văzut-o pe adolescenta care traversa regulamentar. A intrat în plin cu bolidul în copil. Trupul acestei a fost proiectat pe distanță impresionantă. Pentru a calma spiritele, mai multe echipaje de jandarmi au fost trimise în zonă. Ancheta poliției e în plină desfășurare. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier. Un accident similar pe trecere de pietoni a avut loc ieri la Galați. Trei fete de 15 ani au fost lovite de o mașină. Șoferul era drogat. Două dintre victime au ajuns la spital.